Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Două elemente, veniturile statului și cheltuielile statului. Și pentru că vorbeați de cheltuieli, este bine să spunem că toate cheltuielile statului sunt mai mari decât cele estimate la începutul anului. Indiferent că vorbim de salarii, că vorbim de bunuri și servicii, de dobânzi, de absolut orice, venții toate sunt mai mari decât au fost estimate. Iată, mai, mai puțin investițiile. Exact, iată așadar o explicație facilă. Al doilea element sunt veniturile. Și aici veniturile, cea mai mare parte a lor, da? Toate capitolele aproape, sunt mai mici decât cele estimate la începutul anului. Substanțial mai mici. Prin urmare, nu e de mirare că România are un deficit aproape egal cu cel din 2021, ceea ce arată că nu a făcut nicio consolidare bugetară, adică trăim pe caiet exact cum eram și în 2021, deși noi ne-am propus să nu mai trăim pe caiet. Știți, aș face acum o comparație ca să fie ușor de înțeles pentru toată lumea, e ca într-o familie, orice familie are un buget de venituri și cheltuieli, e ca și cum o familie ar trăi pe datorie, iar datoria respectivă n-ar fi făcută pentru, să zicem, cursuri de perfecționare sau iei un credit ca să dezvolți o afacere și cu speranța că în câțiva ani vei câștiga mai mult. Nu, sunt, e vorba de bani care se duc pe petreceri, pe vacanțe, pe chefuri. Cam așa arată bugetul nostru acum, nu? Da, este un management prost al banilor. Mm-hmm. Da? Deci dacă o familie are tot interesul să-și chivernistească banii astfel încât să, dacă și-a făcut rate ca să cumpere un apartament, să rămână cu apartamentul, să nu ajungă vreodată în situația de a pierde casa sau mașina, da? Sau să aibă grijă să-și îmbrace copiii, să-i ducă la școală. Deci dacă o familie are interesul ăsta, ce vedem în România este că guvernul nu are deloc interesul de a chivernisi banul public. Și trebuia să facă lucrul acesta, însă, dincolo de anul 2021, nu s-a mai întâmplat nimic. Uh-huh. Anul trecut a fost un fenomen excepțional. Prin inflația declanșată, guvernul a adunat mulți bani la buget și astfel a putut raporta triumfător o producție la hectare enormă. Uh-huh. Adică, ia uitați cum am scăzut deficitul, dar anul acesta nu mai funcționează lucrurile, evident, și la anul va fi și mai rău, pentru că inflația scade, va continua să scadă, și atunci împăratul este gol, vedem realitatea. Realitatea este că managementul finanțelor publice a fost foarte prost și nu s-a făcut nicio chivernisteală. Lucrurile vor arăta mai rău, vor fi mai rele din punctul de vedere al încasărilor. Când scade inflația. Exact. Pentru oameni e bine că scade inflația, mă rog, până la un anumit punct. Dar de unde vin totuși acești bani prin care se finanțează deficitul în creștere? Cine plătește? Păi, există o singură, mă rog, există chiar și două variante. Una este tocmai inflația, da? Uh-huh. Deci, tipărești banii, cum se întâmplă în lumea a treia și astfel se declanșează o inflație pustiitoare, ceea ce, sigur, nu ne dorim în România și există piedici și constrângeri ca statul să facă chestia asta. Și atunci mai rămâne cealaltă variantă mare și lată, anume să ne împrumutăm. Și, din păcate, dacă ne uităm la dobânzile la care se împrumută statul, vedem că ele practic au rămas constante de la începutul verii. Deci, noi am mai discutat aceste lucruri, am spus că dobânzile vor scădea lent. Și cred că acum se vede foarte bine că costul acestor împrumuturi a rămas ridicat. Și atenție, în momentul în care inflația va scădea și mai mult, da, în perioada următoare, anul viitor, costul acestor împrumuturi, dobânzile, vor deveni real pozitive. Deci o să ne împrumutăm, cu alte cuvinte, tot pe la 7%, dar inflația va fi 5%. Uh-huh. Și atunci cu atât mai greu va fi pentru stat să facă rost de bani sau cu atât mai împovorătoare va fi finanțarea deficitului bugetar. Drept pentru care și asistăm la ceea ce asistăm,
anume la creșterea taxelor. Bogdan Glevan, acum, care ar trebui să fie calea corectă, sustenabilă de echilibrare și reducerea deficitului bugetar? În primul rând, calea incorrectă este să mărești taxele sau să te împrumuți. De ce? Pentru că în România baza de impozitare s-a micșorat. Populația a emigrat, forța de muncă a plecat, da, 20% din forța de muncă a plecat în ultimul deceniu, aproximativ. Deci statul nu mai are de la cine să culeagă atâtea taxe pe cât colecta pe vremuri. Da, da, dar statul ar putea spune, a crescut economia, a crescut nivelul de trai. Sunt mai mulți bani acum la români. Sigur că da, dar nu ca procent, nu neapărat ca procent din bogăția asta creată, din producția asta creată în România. Ideea este că pe măsură ce baza de impozitare scade, trebuie să te ajustezi și tu. Adică ca un om, atunci când vine frigul, pune o haină pe el. Atunci când i-a scăzut salariul sau nu mai primește primă, da? Își diminuează consumul. Asta trebuie să facă și statul. Însă statul român în ultimul deceniu nu a făcut chestia asta. Din contră, și-a mărit cheltuielile și de aici această problemă. Care va să zică? Soluția corectă este ajustarea statului în toate componentele sale, începând de la administrație, mergând la companii de stat, mergând la sistemele publice de sănătate, de educație. Adică micșorarea tuturor acestor sectoare. Avem mai puțini bugetari, mai puțini funcționari publici, mai puține unități administrative, adică mai puțini oameni care consumă bani din banul public și în special mai puțini oameni care nu produc, de fapt. Asta este problema pe fond. Mulțumesc foarte mult, a fost în direct în Deșteptarea, economistul Bogdan Glevan. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.